Să intri în lumea grafărilor care desenează metrouri este aproape imposibil. Sunt certați cu legea și au identități ascunse. În exclusivitate, am pătruns în interiorul unui fenomen care i-a adunat pe unii dintre cei mai cunoscuți artiști urbani din România. Lumea secretă a grafărilor implică riscuri enorme, autorități indiferente și multă adrenalină. București, subteranul metroului, un loc strict interzis pentru muritorii de rând. Liniștea este întreruptă de câteva picături de apă. Sub acoperire, câteva siluete își urmează traseul dictat de voința lor de fier. Mânuși, cagule, haine închise la culoare. Ei sunt cei care, fără exagerare, își riscă viața pentru câteva desene. Sunt conștient, nu știu, că pot să mor oricând sau să mă lovesc în metrou sau să pățesc ceva sau să fiu prins. Într-o singură lovitură m-a putea omori. Fugăriți de agenții de pază, mereu clandestini, ei nu renunță să facă ceea ce simt că trebuie să facă. Dacă nu desenezi într-o săptămână, parcă nebunești, îți vine să turbezi, pierde sângele în tine. Astăzi e una din nopțilele în care am ieșit la acțiune. Ca și grafării renumiți din străinătate, Bansky sau Mr. Brainwash, cei din metroul bucureștean trăiesc o viață dublă. Puține ajung să-i cunoască și mai puține ajung să-i înțeleagă. Joker este unul dintre cei mai cunoscuți artiști urbani din România și unul dintre puținii care a acceptat să vorbească despre ceea ce face. Am încercat să le explicăm tuturor, dar nimeni nu poate să înțeleagă de ce ne pierdem nopțile prin tuneluri, prin tufișuri, așteptând 3 ore ca să desenez 15 minute. Cel care face graffiti-uri, fie că în metrou, fie că pe pereți, în orice zonă controlată de altcineva, este o expresie a stăpânirii sale, a luării în posesie a unui spațiu unde să se exprime el, să spună el punctul de vedere. E o afirmație de putere. Joker crede despre el că este o combinație între un artist și un anarhist. Grafării sunt conștienți că își riscă viața, dar nu pot să renunțe. Am prieteni care chiar s-au curentat de câteva ori și tot fac asta, adică n-au zis tot, să zică. Practic au leșinat pentru câteva momente și cred că și-au văzut viața în câteva minute, așa, dar totuși n-au cedat. Sau unii sunt prinși și uneori îți iau bătaie să recumarcă sau ai de plătit o amendă enorm de mare. Ca să intri în spațiul ăsta, trebuie să treci peste niște dificultăți suplimentare care vin să-ți aducă semnul că ești mai priceput decât ceilalți, să-ți confere ție un statut de profesionist mai ridicat decât al celorlalți. Nu poți să te oprești din asta, asta e ca un drog, o nebunie noastră, care nu poți să înțeleagă nimeni atâta timp cât tu nu faci chestia asta. Cu atât mai mult cu cât Bucureștiul a devenit o destinație preferată pentru grafării din Europa. La noi pot să găsească unele din cele mai vechi vagoane de pe continent. Le consideră monumente și vor să scrie numele pe ele. Bucureștiul e un fel de meca, aș putea zic, al grafitului în Europa pentru metro. Mulți turiști care vin aici asimilează fenomenul de aici, atmosfera de la metro cu ce era în New York din anii 70-80, când era totul pe val. I'm Anton from France. I come in Bucharest for paint. My name is Blair and I'm from France with my friend. We come to Bucharest to do the metro. We are in Trai, which means we move a lot in Europe. And the goal is to eat. Ca să lovească metroul, adică să-l deseneze, artiștii urbani au puțin timp la dispoziție. Din acest motiv, își fac planul de acasă și stabilesc ce culori vor folosi și ce desene vor face. Dar există și situații în care preferă să improvizeze. Pasiunea lor costă. Toată lumea face chestia asta din pasiune, adică nu există niciun profit din asta. Mai mult de atât, un tub de asta ajunge până la
17-20 de lei, adică pentru un desen îți trebuie undeva la 5-6 până la 10 tuburi. Dacă dai 10 tuburi, aia înseamnă undeva la 2 milioane pe un desen. O viață avem și trebuie să o trăim cum ne place. Comit fapte la limita legii sau dincolo de ea, dar nu fac rău nimănui. Sunt mândri că desenele lor sunt văzute zilnic de mii de oameni. Pentru mine personal e un joc cu sistemul ăsta de în care trăim, adică ăsta e felul meu de a protesta într-un fel împotriva sistemului. Faptul că expun într-o expoziție și vin 200-300 de oameni la vernisaj și poate între 20-50% în timpul expoziției nu înseamnă nimic. La metrou într-o singură zi sunt poate 10.000, chiar mai mult de persoane care au posibilitatea sau șansa să vadă ce am făcut și impactul direct asupra lor. De aici apare și concurența între a face un desen cât mai de impact, cât mai simplu, să-ți atragă atenția imediat. Graferii nu pot și nu vor să aibă o viață obișnuită, pe care o consideră plictisitoare. Sunt pur și simplu artiști. Valorile intrinseci artistice, care sunt recunoscute de multă lume din zona artistică, îi face să fie creatori și nu doar infractori. Sunt infractori pentru faptul că încalcă proprietatea. Sunt într-o relație de stăpânire a proprietății, a spațiului pe care desenează cu altcineva, cu ăștia de la metrou aici. Nu pot să mă angajez să am un loc de muncă, să merg în fiecare zi la 8 dimineața la muncă și să fac același lucru every f-ing day. Adrian Oprea este un fotograf atras de cultura urbană care a reușit să intre în comunitatea writerilor, adică a graferilor care desenează metrouri. A fost o senzație incomparabilă cu orice altceva. Din cauza faptului că adrenalina intră în sistem, simți că tremuri și asta îmi dăuna pentru că nu puteam să țin aparatul foarte bine în mână. Lor le place să apară în poze pentru că ei desenând nu au și timp să-și facă la rândul lor poze. Graferii preferă să deseneze metrourile vechi. Consideră că cele noi n-au niciun farmec. Writerii vor să aibă cât mai multe hold train-uri, adică trenuri desenate cap-coadă. Foarte important de asemenea ca panelele, hall car-urile, hall train-urile să fie făcute în zone cât mai greu accesibile, pentru că devine astfel un fel de trofee. La acțiunea asta, să zicem că am avut noroc. Deocamdată nu a fost nicio problemă. Security dorm în celălalt metro. Dar să zicem că într-un fel ne pasă și de ei. Adică tot timpul avem grijă ca să nu le facem probleme. Am înțeles și noi sistemul cum funcționează. Am înțeles că dacă desenăm pe geamuri, le curăță. Dacă șefii lor văd că apare un desen nou, în special desenat pe geam, îi sancționează prin faptul că riscă să-și piardă locurile de muncă. Metodele prin care intră sau ies din spațiul interzis al metroului rămân necunoscute. Întotdeauna se asigură că pot intra și altă dată, fără ca firma de pază să îi poată opri. Mseri este graferul care știe tot ce mișcă în subteran și descoperă mereu căi noi de acces. Despre el s-a scris și o carte care a fost publicată în Italia. El a desenat mai toate sistemele de metro din Europa, cât a fost și arestat. Mseri, de exemplu, el trăiește pentru asta, vine în fiecare zi, zice, chiar dacă nu desenează, trebuie să verifice, să vadă cum e treaba, să știe aproape totul. Știe mai bine ca și angajații, ca și security, ca și toată lumea. Autoritățile știu de existența artiștilor urbani, dar sunt într-un fel relaxate, pentru că tinerii preferă trenurile vechi. Au obiectivele lor proprii, au planurile lor de acțiune, sunt mai mulți care participă la asemenea acțiuni. Trenurile vechi au fost supuse acestui tir de picturi. Picturile care au fost aplicate pe trenuri nu aduc atingere siguranței în exploatare și poate că nici chiar confortului. De aceea ne concentrăm pe ce este nou, să supraveghem atent să nu le permitem accesul în aceste zone. Trenurile vechi vor ieși din funcțiune și atunci nu ne-am mai concentrat pe curățarea acestora pentru că necesită cheltuieli foarte mari operațiunile de curățare și de redare a formei inițiale a bopselei trenurilor. Directorul Metrorex este categoric. Nu sunt conflicte între firma de pază și cei care fac graffiti. În clipa în care un asemenea individ, să-i spunem, este depistat că
că produce un asemenea desen este reținut și dat pe mâna organelor de poliție. Cum se explică atunci faptul că la ieșirea din tunel, greaferii erau așteptați de 8 angajați ai firmei de securitate? Erau grupați deja în brigadă, totul era plănuit din partea lor ca să se întâmple asta. Erau pregătiți cu bâte care nu cred că sunt din care fac parte din dotarea lor. Aveau niște bâte care erau făcute la astână. Tovarășii lui au reușit să fugă, el însă a ajuns la spital. Am încercat să ieșim fix prin ei, adică unul dintre ei m-a atacat și din păcate mi-a rămas una. Nu-ți poți imagina că se poate întâmpla asta pentru grafiti doar. Firma de pază este doar în măsură să îi supune controlului pe cei care fac asemenea, întreprind asemenea acțiuni, până când intră în acțiune instituțiile abilitate, respectiv Serviciul de Poliție al Metroului sau alte instituții de natură poliției. Unii dintre prietenii mei tot la fel au fost loviți foarte rău, au fost gazați cu paralizant sau cum se poate numi ăla pe față. Pentru un simplu graffiti, firma de pază pune foarte mulți paznici care sunt plătiți din banii publici, pur și simplu sunt niște bani distruși pentru nimic. Noi nu facem niciun rău, nu distrugem nimic, facem doar artă. Cel care face graffiti-ul, deși la o primă vedere, din punctul de vedere al unora care dețin acea proprietate, consideră că le este distrusă, e de fapt vin să îi dea o plusvaloare, un mesaj. Dacă s-ar putea să desenăm și să plecăm fără nicio problemă, fără să ne vadă nimeni, fără nimic, ar fi perfect. Dar nu se poate. Dacă într-o bună zi paza de la metrou va spune, ok, desenați, nu cred că l-ar conveni nici asta, pentru că e vorba de cât de greu e. Asta e esența. Chiar și așa, bătuți, loviți, hăituiți, graferii nu se lasă și continuă să lucreze în întuneric. Au fost zile când nici iarna, mai ales că nici n-am văzut lumină pentru o săptămână, lumina zilei. Pentru că noaptea eram la desenat, iar ziua eram obosit sau eram pe traseu făcând poze de dimineață, după care dormeam până la 4-5 unde nu mai prindeam lumină. Graffiti e cool atâta timp cât este underground și este făcut în tuneric. Artiștii urbani fac însemnări din subterană și ies la lumină doar cât să-și admire operele de artă. Apoi se întorc la treabă, în underground, unde așteaptă metroul. Își urmează crezul artistic singuri împotriva tuturor. Simt că trebuie să facă. Dacă nu desenezi într-o săptămână, parcă nebunești, îți vine să turbezi, pierde sângele în tine. Zis pentru muritorii de rând. Liniștea este întreruptă de câteva picături de apă. Sub acoperire, câteva siluete își urmează traseul dictat de voința lor de fier. Mânuși, cagule, haine închise la culoare. Ei sunt cei care, fără exagerare, își riscă viața pentru câteva desene. Sunt conștient